am simțit niciodată neasimilată sau neintegrată. Aici totul este pe merit. Meritul pe ceea ce faci este cel mai important. Al exilului românesc din Marea Britanie, Doina Moss este arhitectă, liber profesionistă din 1991. Acum este senior architect, project architect al biroului Miller & Harding Building Consultancy. Pasionată de meserie, talentată, s-a remarcat încă din facultate când în 1986 a lucrat în cadrul unui colectiv la proiectul Teatrului Național din Tokyo. A reușit ceea ce nu a visat niciodată, să-i fie recunoscute meritele și să lucreze într-un prestigios birou de arhitectură în Sydney. Prețul succesului este de a lucra non-stop, să fii complet pasionat și dedicat. Doina este un arhitect foarte bun, e excelent pregătit de tehnic, cum se spune, știe meseriul. Are o concepție în arhitectură, întocmește proiecte îndrăznețe, vede bine detaliile, are abilități în urmărirea de șantier a execuției proiectului până la finalizarea lui. Dar este și un bun manager. Știe legislație și, mai ales, știe să-și administreze cu succes afacerea, adică proiectul în relație cu societatea. Arhitectura rămâne o profesie dominată de bărbați. Statisticile spun că femeile reprezintă aproximativ un sfert din profesioniștii din domeniu, iar dintre aceștia 30% lucrează fără licență. Ne-am întâlnit într-o dimineață cu vreme închisă, tipic englezească, câțiva nori, ceva ceață pe malul Tamisei, posibilități medii de ploaie, dar căldura ei a compensat totul. Mergem spre casa Doinei, care, îndrăgostită de arhitectură, ne-ar povesti despre fiecare clădire în parte, dacă ar fi timp. Intrăm în Mayfair acum. Uite dantelăria acolo, din piatră. Lângă Dorchester suntem, Park Lane. Intrăm în Mayfair acum. Și aici înceapă clădirea grandioasă, la altă scară. Aici nu mai sunt rezidențiale, sunt mai mult comerciale, clădiri de birouri sau case private foarte mari. Majoritatea caselor aici au Muse House la în spate și clienții își conectează casa principală cu Muse printr-o a treia clădire care le unește pe cele două. Și am făcut câteva clădiri de genul ăsta pe aici. Rămase singură într-o casă mult prea mare, a căutat o locuință mai mică, iar un arhitect își alege în general locuința după alte criterii decât restul lumii. Cu 3 ani în urmă, a ochit o capelă privată în ruină, dar ar fi fost prea mult de lucru și a renunțat pe moment. Anul trecut, după ce am încercat să cumpăr diverse zone, m-am dus din nou acolo și am văzut-o aproape gata cu estate agent. Să mergem. Agent mi-a spus, încă nu e gata, casa nu se poate vedea. Și m-am dus oricum sâmbătă și erau lucrători acolo. Și l-am cerut voie să-mi arate casa și m-au repartit. Ok, asta dar nu era terminat. Dar numai eu puteam să văd ce e dincolo de neterminat. A fost puțin îndoită de distanța mare față de city unde lucrează. Și când am văzut Christopher Lena locuit acolo, atunci pot să locuiesc și eu acolo. Și am pus pe Facebook placa albastră și am zis, if this was good enough for Christopher Ryan, it's good enough for me. Doina a riscat și a câștigat. Are o casă spectaculoasă de care e tare mândră. A reușit să facă din capela privată o locuință caldă și primitoare. Mă bucur că ați venit. Aseară v-am făcut o prăjitură special, prăjitura cu prune. Sper să vă placă. Și facem un ceai, să putem să ne cunoaștem mai bine. Se pare că începe ploaia, dar este normal să plouă. Aici este o grădină mea mică. Săptămâna trecută a fost un mare festival la Hampton Court și am cumpărat câteva plante care sunt deja crescute. De obicei, când sunt mici, ți le mănâncă melcii. Dar în sfârșit am plante mari. Încă n-am atacat grădina. Este alt proiect.
am alte idei care sunt pe hârtie, dar trebuie să implementate. Casa este absolut specială, rafinată, dar în același timp extrem de funcțională, iar viziunea arhitectului se simte în fiecare detaliu. Aceasta este pictura fiicei mele, proiect de liceu GCSE și la 16 ani a hotărât să picteze în stil Van Dyck. Este o alegorie a ideii de granița între adolescență și a intra în adulthood, deci în zona de adult, și treptele simbolizează exact lucrul acesta. Restul sunt inspirații, iar aici este un ursuleț din Târgu Mureș, de la grădina zoologică, pe care l-a pictat și l-a desenat de mai multe ori și a ajuns acolo. Doina ține mult la tabloul făcut de fiica ei și a exclus să se despartă de el, așa că, într-un fel, a condiționat și el alegerea casei, având 2 metri și jumătate înălțime. Vizita la Wallis Collection, care are o colecție imensă de picturi, a descoperit această pictură a lui Van Dyck la scara mare și a desenat, a pictat un detaliu ca să-și dea mâna, să vadă cum. Și asta i-a dat curaj pentru pictura următoare. Ferestrele acestea erau complet transparente și pentru că toată lumea de pe stradă se uita în casa, trebuie să găsesc o metodă de a forma un filtru. Am comandat shutters, jalozele din acelea din lemn, dar încă nu sunt gata, vor fi gata luna viitoare. Între timp a trebuit să găsesc o soluție și m-am gândit la macrovitraliu, în loc de vitraliu în detaliu, am făcut macrovitraliu și atunci am ales diverse culori care le-am combinat cu cele două ferestre, 4 ferestre, se balansează, deci sunt aceleași culori, dar în jocul de balans. Și în felul acesta mi-am creat un filtru cu strada. Dimineața, când răsoare soarele, apar toate flexile, toate culorile sunt pe jos, pe mobilă, peste tot. Același efect de vitraliu. Implicarea Doinei în proiect se simte. Mâna arhitectului care ajustează interiorul este extrem de pricepută. Capela privată transformată în locuință a fost o provocare dificilă, dar a obținut ce a vrut. Un echilibru al contrastelor care vine din combinarea cu măsură a detaliilor clasice cu cele moderne. Am putut să influențez unde să fie bucătăria, unde să fie fiecare colț din casă. Și am intervenit și am făcut bucătăria să fie integrată cât de cât cu aceste rafturi la capăt și să fie cu un granit negru care să se asorteze cu masa care știam că deja o am din sticlă neagră. Deci toată bucătăria trebuie să dispară în colțul ăsta și să suprapună, să intre arta spre bucătărie și să nu se mai vadă, să se difuzeze. De aceea avem acolo oglinzi și perci și farfurii rămânești ca să aducă utilitatea bucătăriei tradițională și care merge spre artă. O combinație. Și am adus aici păsări, diverse păsări din parc, să aduc natura în casă, la fereastră. Am găsit o ciocănitoare în munții Alpii. În casa Doinei, fiecare obiect are o poveste. Biblioteca, proiectată de arhitectă în stil tradițional englezesc, a dat bătăi de cap meșterilor locali. Arta românească, picturile și sculptura dăruite de plasticianul Mariana Gordan, icoanele vechi, desenele, se împacă bine cu obiectele aduse din toate colțurile lumii, dar cele de acasă îi sunt cele mai dragi. Doina Mos s-a născut la Galați și a început studiile la Institutul Ion Mincu în 1982, iar 5 ani mai târziu a părăsit România și s-a stabilit ca refugiat politic în Londra. Am hotărât că trebuie să-mi continui studiile aici și m-am dus la Architectural Association, o școală independentă de arhitectură avangardistă, unde toți arhitecții celebri au studiat. Rogers, Foster, Zaza Hadid, toți acolo au fost. Era un cuib special. Și proiectul meu a fost o intervenție modernă la Muzeul Rodin din Paris. Și aici, asta puteți să vedeți, câteva schițe și perspective
cu tehnicile pe care le-am învățat în România, perspective de sus în jos și din toate și secționate, ei nu știau să deseneze așa ceva. Asta e dinainte de computere. Când am fost la facultate, m-au acceptat în anul 3, pentru că nu puteau să mă primească direct în diplomă și a trebuit eu să-mi demonstrez că sunt la nivel de diplomă. Am fost unul dintre 4 studenți din 19 care am trecut în anul următor, dar m-am dus la RIBA, Royal Institute of British Architects, să îmi echivaleze toate studiile. Și m-am dus cu portofolii din România, cu teancuri de cărți, de calcule, de structuri și să uitau. Voi ați făcut structuri și asemenea detalii tehnice, cu tot portofoliul, cu tot ce am avut, ce am putut să strâng cu mine și proiectele de la, din Anglia, am putut să demonstrez că am reușit să fac o tranziție între sistemul din România și sistemul din Anglia, să demonstrez că am intrat în altă mentalitate și în alt mod de a exprima proiectele. La Architectural Association noi aveam juriu în fiecare lună, trebuia să demonstrezi și să convingi toate persoanele din juriu, erau filozofi, muzicieni, tot felul de persoane, deci nu trebuia să fie neapărat arhitecți, persoane mai greu de convins decât doar arhitecții. În fine, și la această intrare specială la RIBA, le-am demonstrat că sunt la nivel de diplomă și ei au spus că eu nu trebuie să mai studiez, du-te și lucrează. Și așa am încheiat eu partea a doua. Aici sunt trei părți, part 1, part 2 și part 3. Și cu partea a doua am încheiat totul într-un an, am încheiat toate studiile aici. Și imediat am început să lucrez. M-au angajat imediat o companie, Chapman Taylor, foarte renumită, care se ocupa de shopping centers, dar eu am fost într-o echipă care făceam o clădire de birouri în context istoric. Și așa am început eu să intru în intervenții moderne în context istoric. Și în continuare același lucru fac, da, la alt nivel. Doina, cum se spune, mănâncă arhitectura pe tine. Este bucuria ei de a trăi frumos. Este o pasiune intrisecă, parte din ce mă definește pe mine. Nu e deloc simplu să fii arhitect la Londra. Concurența este acerbă, iar Doina face față cu brio. În munca ei, mizează pe calitate, ingeniozitate și acel simț înnăscut al lucrului bine făcut pe care l-a adus de acasă. Aici, vedeți, eu unul din proiectele mele în care am reușit să transform o clădire mică într-o clădire cu extensii mai mari, care a avut funcții duble de a funcționa ca birou și, pe urmă, să poată să fie transformată în clădire de locuință. În acest birou am lucrat aproape timp de 10 ani și am lucrat pe o mulțime de proiecte pe aceeași stradă, plus Harvey Nichols, un magazin de fashion foarte interesant, unde am făcut multe extensii acolo. Chelsea este mult mai mult decât numele unei echipe faimoase de fotbal. Vechiul sătuc anglosaxon, aflat odată la câțiva kilometri de Londra, este astăzi un cartier exclusivist cu străduțe și parcuri istorice, clădiri vechi de 2-3 secole, unele dintre ele au suferit intervenții majore, dar sunt atât de bine integrate încât, dacă nu ești de meserie, nici măcar nu le simți. Legislația britanică este foarte strictă și arhitectul trebuie să fie mereu în priză, de la obținerea aprobărilor necesare până la finalizarea lucrărilor. Aici am convertit două case alăturate și le-am conectat să fie împreună. A trebuit să schimb casa scării, să devină invers, perpendicular, și să extind în spate cu conservatory și bucătărie și să schimbă funcționalitatea casei. Iarăși un proiect foarte specific pentru că trebuia să folosesc ceea ce exista ca structură, dar trebuie să modific în așa fel încât să adaptez două case. Sunt diferențe de nivel foarte mici, dar care de fapt au implicații foarte mari. În cazul intervențiilor moderne în context istoric, numeroase standarde și proceduri obligatorii trebuie respectate la sânge, iar orice abatere este grav sancționat. Un cuvânt greu au și cei care locuiesc în zonă. Toată zona este zona de conservare, conservation area, zona de conservare istorică.
Și toți vecinii sunt consultați și fiecare trebuie să-și pună părerea. Dacă există unul singur care se opune, atunci trece tot într-o comisie și devine tot